La începutul acestei săptămâni a debutat recensământul general al populației și locuințelor. Acesta a fost și principalul subiect abordat într-o conferință de presă desfășurată joi la Deva de către Lărințel, subprefectul de Hunedoara. Lărințel, care este și președinte executiv al UDMR din județul Hunedoara, a vorbit despre procesul de autorecenzare online cu care a debutat recensământul. De 3 zile a început recensământul cu autorecenzarea, din punctul nostru de vedere, cea mai importantă perioadă, pentru că este pentru prima oară când recensământul este total digitalizat. Ca atare, îi îndemnăm pe oameni să se autorecenzeze, îi ajutăm pe oameni să se autorecenzeze. După 3 zile merge mai bine decât am crezut, este mai bine decât testul de anul trecut când s-a făcut proba, s-au autorecenzat destul de mulți oameni și o să îi ajutăm în continuare. Se l-a explicat și de ce este important acest recensământ și a îndemnat populația să apeleze cu încredere la autorecenzie, explicând și de unde se pot lua informațiile necesare pe această temă. Îi îndrum pe toți cetățenii județului Hunedoara să se autorecenzeze, să ceară sprijinul autorecenzilor care sunt în fiecare localitate în general la primărie, să ceară sprijinul tinerilor în general care știu să lucreze cu tehnica de calcul, în așa fel încât datele sigure să ajungă acolo unde trebuie, la Direcția de Statistică și la Institutul Național de Statistică. Recensământul este foarte important. Pe baza acestor date vor veni banii atât de la Bruxelles cât și de la guvern pentru dezvoltarea comunităților. Lărințel a precizat și ce se vrea din partea comunității maghiare din județul Hunedoara de la acest recensământ, care trebuia să aibă loc anul trecut, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Din punctul de vedere al comunității maghiare, îi vom ajuta pe cetățeni în 22 de localități, 30 de voluntari care fac parte din comunitate, îi vor ajuta să se autorecenzeze acasă, la sediile UDMR, la sediile cultelor religioase, în așa fel încât cât mai mulți dintre cetățenii de etnie maghiară peste 2 luni să fie autorecenzați și să nu mai trebuiască să se deplaseze recenzorii la ei acasă. Totodată, subprefectul și președintele executiv al UDMR din județul Hunedoara a demontat zvonurile care au început să circule în spațiul public cu privire la recensământ. Astfel, SEL a dat asigurări că datele personale din formularul de recenzare vor ajunge doar la direcțiile de statistică și că la acestea nu vor avea acces alte instituții. Trebuie să fie sigur cetățenii că datele pe care ei le dau nu pot fi accesate de nicio instituție, altă instituție publică decât INSS, și ele sunt pur date statistice de care este nevoie să vedem câți mai suntem în România, câți mai suntem în județul Hunedoara, bineînțeles dintre aceștia cât sunt de etnie maghiară, de religie catolică reformată, iar aceste date nu vor putea fi accesate de către nimeni la terminarea formularului care se completează electronic. Operațiunea de autorecenzare durează până în data de 15 mai, iar cei care aleg această metodă primesc o zi liberă plătită de la locul de muncă. Apoi, în perioada 16 mai-16 iulie, locuitorii județului Hunedoara vor fi căutați la domiciliu de către recenzori care vor colecta datele pe dispozitive electronice. Cei care nu vor participa la recensământ riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei.